Taban a venit la Sport Club Bacău în iarnă de la formația de Liga 1 FC Botoșani, s-a adaptat repede sub comanda lui Viorel Tănase și speră să obțină o nouă promovare pe prima scenă a fotbalului românesc. Primul examen oficial pentru el va fi sâmbătă contra liderului Rapid București. Un meci foarte frumos din punctul meu de vedere, cu o echipă de tradiție din România. Îl așteptăm cu mare nerăbdare. Sport Club Bacău are forța de a juca în Liga 1, dar e nevoie de răbdare pentru a crea o echipă puternică. Cu siguranță nu mai e ce a fost înainte, ați văzut și dumneavoastră că se bazează și ei tot așa pe un nucleu de jucători tineri, dar jucători care au în același timp și valoare. Sport Club Bacău Rapid București, sâmbătă 1 martie de la ora 11 pe stadionul Aerostar.